Este jumătatea lunii iunie, iar canicula a pus deja stăpânire pe sudul țării. Ștrandurile sau bazinele de enot sunt primele opțiuni ale celor care vor să fugă de harșiță, bani să fie că locuri unde să se răcorească sunt pe ales în Giurgiu. Așa s-a întâmplat și în acest weekend, când zeci de giurgiuveni au luat cu asalt unul dintre ștrandurile giurgiuvene. Fie că au ales un șezlong ori un baldachin, cu toți au profitat de apa tocmai bună de o bălăceală zdravănă. Cum să combatem căldura? Cu baie? Răcoritoare și cam atât. Păi, înainte de canicul avem bacul, am venit să relaxăm puțin, apă, apă plată, multă și atât. Nu e foarte cald, dar e ok. Apa e super caldă. Cu multă apă și cu multe fete, după cum se observă aici. Distracție? Maxim. La piscină, că căldura mare. E mare căldura și... S-a venit pe la piscină. Da, sărituri. Într-o astfel de situație, ce poate fi mai bun decât o băutură rece? La aceasta se mai adaugă și o baie răcoritoare. Dacă alături mai sunt și prietenii adevărați, distracția este garantată. Cei cărora timpul le-a permis au mai bifat o zi în care au trecut mai ușor peste temperaturile caniculare. Fete, fete și ultraviolete, vreau să le agăți, dar eu nu mai începe.